Salut și bine ați venit la Doar de Lectură! Astăzi vom face un 3 în 1, vom vorbi de 3 cărți și vedem imediat despre ce este vorba. Știți foarte bine, nu ne lungim prea mult, că nu avem timp să aprofundăm și începem cu prima carte, Alfred Bester, Destinația mea, Stelele. Carte de la editura Leda, are undeva la 302 pagini și este în traducerea lui Mihai Dan Pavelescu. Bun, pe scurt, Alfred Bester este unul din mari scriitori science fiction. El mai are o carte foarte cunoscută, Omul demolat, aceea câștigând Hugo și nu mai știu ce alte premii, după care a scris-o pe aceasta. Am început cu asta pentru că mi-a spus cineva că filmul Event Horizon este ecranizarea acestei cărți, care e complet greșit, nu este. Dar mă rog, oricum nu-mi pare rău că am citit cartea. Hai să vă zic pe scurt despre ce este vorba. Un tip, un absolut neica nimeni, ca să spun așa, că afla pe o navă spațială, trăiește o dramă, deoarece nava sa e distrusă în bucăți și rămâne totuși într-un costum spațial, dar nu are unde să refugieze. Găsește un dulap, intră în dulapul la care se închide ermetic un dulap de scule. Din când în când ieșea din dulap, trecea prin univers, prin bucățica lui aceea de spațiu și aduna diferite instrumente, mâncare, apă și ce mai trebuia lui, se refugia înapoi în dulapul de scule pe care o sigea trăia acolo și face asta o perioadă, până când trece o navă pe lângă el. Iese afară, semnalizează să fie salvat, dar nava continuă să treacă după ce îl vede. Jură răzbunare și asta e, se întoarce pe pământ. Restul cărții, cumva, acesta și urmărește răzbunarea. Ce vă pot spune despre lumea? Pentru că e interesant. În această lume, oamenii au învățat la un moment dat să joanteze. Ce înseamnă să joanteze? Să se teleporteze din punctul A în punctul B. Au observat că asta o fac la început, când e deschis experimentul, în momentul în care există un pericol iminent, dar ulterior oamenii își dezvoltă această capacitate, reușesc să joanteze din ce în ce mai des, din ce în ce mai bine. Există anumite cerințe ale acestei joantări ca să fie cu succes, și anume să cunoști ambele locuri, cel din care pleci și cel în care ajungi, să știi unde ajungi, altfel să nu mai ajungi nicăieri. Și nu o poți face decât la anumite distanțe. Asta depinde de fiecare om și niciodată în spațiu. Ok, asta e povestea. Punctele bune e că e o poveste bună, curge, ușor se urmărește, e plină de acțiune, se întâmplă lucruri și e scrisă binișor. Ca lucru negativ la această carte, aș putea spune că la un moment dat este implicată o poveste de dragoste, dar atât de siropoasă, romanțată și plină cumva de atmosfera anilor 50, că m-a dus cu gândul la Humphrey Bogart, și care nu am înghițit-o, ca să spun așa, deci nu e șlefuită. Probabil că la vremea respectivă era ok, nu era nimic extraordinar, dar în ce mă privește a picat ca nu cam perete și a stricat povestea. Cartea este ok, merită citită, am să-i dau un 7 din 10. Mergem mai departe la a doua carte. A doua carte este o carte a lui George R.R. Martin, Dragonul de gheață și foc. Extraordinar de frumos este ilustrată această carte. E o carte pentru copii de la editura Nemi. Are undeva la... bla... 115 pagini și este în traducerea lui Ruxandra Toma. Dar toate, absolut toate desenele sunt făcute de Luis Royo, pe care vă recomand să-l căutați pe internet și o să aveți o surpriză plăcută, pentru că sunt ilustrații foarte frumoase. Cartea este o carte simplă, ne spune povestea unei fetițe, o fetiță din lumea dragonului care cumva
reușește să stabilească o conexiune cu un dragon de gheață. Exista doar dragon de foc în respectiva lume, știm foarte bine, dar exista și un dragon de gheață. Apărea doar iarna, iar fetița născută la rândul ei iarna, cumva, a avut probleme la naștere, mama s-a murind și cu ea ieșim foarte albastră. Se considera că ai venit cu gerul, iar iernile cât erau mai geroase, cu atât se simțea mai bine. Pentru ea vara era cumva un chin, iar când venea iarna, toate lucrurile deveneau foarte frumoase pentru ea. Mai ales că acest dragon de gheață începe să apară din ce în ce mai des prin satul lor, iar între cei doi fetițe dragon se leagă o relație de prietenie, ca între om și cel mai bun prieten al său, aici dragonul. Bineînțeles, țara este măcinată și de un război, nu știm prea multe, nu aflăm prea multe, sincer, e cumva un background. Avem și un unchi care participă la acest război, e un comandant, dar în rest cartea nu se referă prea mult la background. Nu știm exact anii, nu știm exact personajele, dacă au legătură cu alea de acolo, bănuim că da. Nici continent, nici țară, nici nimic. Cartea e bine scrisă, normal, nu putea fi scrisă proastă. Prost, ce vă pot spune e că povestea curge, se citește ușor, normal că e pentru copii. Dacă ar fi să recomand, aș pune undeva 8-10 ani pe acolo. Cumva ești un pic tristă. Asta e un lucru bun, deoarece nu cred că mi-ar plăcut o carte foarte siropoasă, dar asta vine destul de interesant cu povestea, în care există și violență, mai ales că v-am spus, există și un război acolo. Există și acea inocență, dar nu dusă la extreme. Inocență bună, care arată cumva trecerea copilului la maturitate. Foarte bine și faptul că toată trebuie să treci printr-o dramă pentru a înțelege locul tău. E o carte destul de bunicică pentru că, sincer, n-am simțit că citesc neapărat o carte de copii care să... Nu, nu a fost cu fița roșie. E o carte interesantă și o recomand. Am să-i dau un 9 din 10. Bun, trecem mai departe. Louis Bromfield, Cazul Anei Sprague. O carte un pic mai veche, am citit-o pentru că aveam o datorie către o persoană dragă mie, care acum nu mai este și care mi-a cumpărat cartea și mi-am dat seama că nu citisem. Povestea. Povestea se petrece într-un oraș din Italia, până anul 1920-1930 pe acolo. Un oraș în care nu se întâmplă niciodată nimic. Totuși, o tipă moare, Anna Sprague. Numai că această femeie era o femeie ciudată. Lumea tot șușotea despre ea. Era cumva și fata unui predicator foarte cunoscut, care în schimb își făcuse propria religie, în care era și, cum zic eu, tatăl multora din copiii din acea urbe, pentru că avea el o regulă cum că fiecare femeie trebuia să vină să o servească într-un anumit mod. Ea și cu fratele ei au plecat după moartea tatălui și au încercat să scurețe numele. Dar cumva fratele era un habotnic extraordinar și cumva o pedepsea pentru aceasta, pentru că la un moment dat se îndrăgostise de prietenul lui. În cele din urmă, la moartea ei, anumite semne apar pe ea, semne care ar duce cumva către a fi o martiră. Ba mai mult, se pare că și animale sălbatice apar și chiar femeia care a venit să o asiste la moarte are niște viziuni, preotul de asemenea. Dar rămâne de investigat dacă astea sunt cu adevărat reale ori nu. Contextul cărții este unul trecut-prezent. Tot prezentul se petrece parcursul unei singure zile, sau două zile, ceva în genul ăsta, în care câțiva oameni din urbe, oameni mai de vază, se adună pentru a discuta despre cazul ei, după care este luat fiecare în parte și cum gândește el și el viața din noua perspectivă, pentru că se pare că această perspectivă îi tulbură pe toți și chiar dacă unii nu-și dau seama, sunt schimbați de toate aceste lucruri. Iar trecutul ne este prezentat, trecutul anii, de la tinerețea tatălui și nașterea ei și până la moartea acesteia. Cartea e destul de interesantă, nu extraordinar de interesantă, dar e cumva te prinde. Pe mine unul m-a prins. Apropo, nu v-am spus câteva detalii, e de la editura
Vivaldi și are 207 pagini și este în traducerea lui Paul B. Marian. M-a prins povestea, în special povestea prezentului, trecutul, cu toate că ar avea mai multe lucruri de spus, mi s-a părut un pic fad, dar prezentul, cu toate că e exact fadul acela unde nu se întâmplă nimic, are farmecului în care oamenii încearcă să iasă dintr-o lâncezeală, pentru că întregul oraș era lâncezit așa pur și simplu, nu se întâmpla niciodată nimic, nimeni nu făcea nimic pentru a ieși de acolo, cu toate că toată lumea se plângea de acest lucru. Personajele noastre cumva încercând să afle câteva lucruri despre Ani, își dau seama că nu mai suportă acea lucrare, trebuie să facă ceva și iau atitudine și totul se schimbă parcursul la două zile, ceva genul ăsta. Toate că la sfârșit este o concluzie care nu duce mai mult, dar acțiunea în general se petrece într-o zi, două acolo. Mi s-a părut foarte interesant pentru că intrăm în mintea lor, în sufletul lor și cumva te regăsești acolo, că toți sunt cei care de multe ori spune, ei, lasă, că o trebuie, dar nu astăzi. Ceva în genul ăsta. Mi s-a părut foarte bine introspecția asta asupra personajelor. Cartea e ok, stau un 7 din 10 și cam asta e. Bun, până data viitoare vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți doar nici de lectură.